gata, am ajuns la locația concursului. Este în interiorul unui aeroport, toate aceste hale. Am parcat mașina, cu Chiu, cu Vaia am găsit un loc de parcare tocmai acolo în spate. Ne-am luat lucrurile, ceilalți s-au dus înainte. Sunt aici cu Robert Wagner și cu Soare, așa că o să mergem înăuntru să vedem care este treaba. Văd că deja se aude muzica, cred că deja se întâmplă niște chestii. Nu știți unde e intrarea? Nici noi. Nu e intrarea acolo? Dar unde e intrarea? Acolo unde se aude muzica. Păi muzica se aude acolo, dar nu știu. Păi acolo e. Cred că știu. Ah, ok. L-am întrebat pe dat de la poartă. Mi-a așa? Întrebat dacă suntem rider, deși el acum două minute ne-a pus șampirele. Așa. Și l-am întrebat unde e intrarea. Și el zice, da, e totul bine. Totul bine, a? Ui, ui. Da, de ne-am întors unde am parcat mașina, e bine. Cu ocazia să prezinți Marius Mobilul. Păi se știe Marius Mobilul. Am avut Porsche Matizul, iar ăsta este Ferrari Citroen. Creative Technology. Hello. Ok, ne-am întors repede la mașină pentru că ne-au dat după înscriere cât un săculeț din ăsta la fiecare și în interiorul săculețului avem o tasă de apă și avem niște tokenuri, niște fise pe care putem să le folosim atunci când vrem să ne luăm de băut sau de mâncat. Deci, cum am zis, concursul este interiorul unui concurs mai mare de freestyle de BMX, deci automat va fi sigla de BMX peste toate. Așa. Să sperăm că la anul să fie, cum să spun eu, cel de skate un pic mai vizibil. Dar, hei, nu ne plângem. Super frumos organizat până acum totul, cel puțin aici. Cu cazerele e altă poveste, dar până acum totul ok. Azi vedem, prima impresie contează întotdeauna. Azi zic că prima impresie contează întotdeauna. O, spațiu foarte mare, îmi place ce văd aici. Chiar îmi place. Îmi place, e chiar interesant. Dar eu mi-am uitat placa de skateboard în fața mașinii, serios. În față, lângă mașină. Ia, mai filmează tu puțin pe aici, mă duc să-mi iau placa. Unde sunt restul? Nu știu, nu știu. Boom, le 3-6, stay with. Ok. Ok, trebuie să recunosc că am subestimat acest concurs puțin, pentru că nu știam la ce să mă aștept. Dar e un concurs mult mai mare, e un eveniment întreg. Concursul de freestyle se află în interiorul acestui eveniment. Yes, ça passe. Foarte tare. Ia uite, gogoșele. Dulciuri. Îmi place cum au organizat pe aici. Chiar îmi place. We'll be right back.
dar nu ai cum să fii. Deci n-ai cum să fii efectiv. Și uite și pe aia originală din anii 80, din, mă rog, începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80, dar eu am pe albastru un magazin. Dar asta presupun că e fix de atunci, din anii aia. Da, în portbagajul mașinii, cred că, ca să fie safe. Deci, cum vă ziceam, aici este și aeroportul. Avem garuri, că nu avem voie, nu avem acces. Și totul se întâmplă în halele astea. Foarte tare, oricum. Foarte, foarte tare. Uite-l, mă, e flămând după câștiguri. Ce, Elena, cum e? Acomodarea merge bine? Da, dar cam alunecă. Da, va trebui să le facem un pic mai lemn, știi, ca să, da, să n-avem probleme să alunecăm sau altfel. Da, uite că nu mi-a trecut pic cap să bag în video și asta, programul. Deci, indoor, outdoor. Qualify skate freestyle, văd că la 2:30. Bun. E timp destul. Dă cu piciorul ăla cu banana. Cu piciorul cu banana, cu tatuajul, dă-l. Uite banana acolo, tatuată de Robi. Ia, man. Ia ușor, ușor, ușor. Gata, acum. It's safe. Coast is clear. Yeah, man. Hello, my friend. How's it going, mate? It's good, good. Do you speak English a little bit, right? Yeah. Okay, okay. I have to ask because here in France, it's a little bit difficult with English, so... No, yeah. I'm getting the guy you speak with all the time. Yeah. Sorry. Yeah, no, I know your name and your picture, but I thought that you were much taller, right? No. So I think it was okay. It's gonna be this French guy. It's gonna be super cool and stuff like that. No. Okay. I'm quite small. Yeah. French style. Sticker time. Și e bună? Yeah. Ah, nu pot. Eu am vrut să iau, să mănânc, când ajung în Franța, să mănânc franzelă, știi? E ok, o să apuc eu să mănânc în Lyon. Deci pe băieții acolo, în colțișorul lor. Checks a lot of boxes, right? Oh, shit.
Yes. Yeah, I know why you're here, because it's this shit concrete, this like England. In England. Yeah, exactly. This makes me happy. I can skate this. Yeah? Did you skate inside? A little bit. I rolled a little bit, and it's like it's better than I thought it'd be. Yeah. It's pretty slippy. It's slippy. This bump. It's going to be an interesting one. Yeah. Sure. I'm opening with a trick that will work here. Probably won't work in there. Can you show me the trick? What kind of trick? No, it's a surprise. Top secret. No, it's not like it. It's just that it needs space. Okay, I see. I mean, it's more square. The arena is more square than long. So. Yeah, but that's fine by me. It's bigger than I thought it would be. Mm-hmm. It's decent. Yeah, the way Robert was describing it last night, he was like, oh yeah, it's like this. And I'm like, oh Jesus Christ, man. If it's too small, I'm just going to crash into walls. So, yeah, I don't know. It's going to be fine. It's going to be fun. Fun! Yo, show me a pogo, Tony. Give me a pogo. I know you hate pogos, so I want to see a pogo. Wait, do I have to do it? Yeah, wobbly, wobbly, wobbly. Yes. I can't believe that is actually on film. Yeah. Oh. Yeah, man. See, I've got stationary tricks. I just never fucking do the things. You know, you skate pretty well for a guy that didn't skate this winter, you know? Yeah, but this winter. This is the easy shit. This will show you where I'm at. Post-COVID, post-winter, English flips have gone. Oh no, English flips are here. Everything's okay. It's all good. So this is where we're at. Practicing outside here. No foot down. That's the way to do it. He's learning. No. Don't be. Yeah, pogoing. Get that pogo, Tony. Get that pogo. Is this maybe cool now? Am I finally cool? That's all I've really wanted. No, you can have that back. Okay, here we go. See if the special meters. No! Oh yeah. Woo! In the jewels, right in the jewels. But the freestyle board is a short board, so. Ah! Damn! You almost kill me here, man. I gotta try harder. Almost is not good enough. Duh. Yeah. Okay, Danny. It's your turn. Yeah, he wants it in the rail, you know? Yeah. Actually, you know, in Slatina he always gets that trick. But it's very cool. I really like that. I don't. The way he twists into it is really unique. Oh. Yeah. Catching too low. He wants to do it in the routine, yeah, though. That's brave in there. Yeah. That's going to be so slippery. Are you going to do it in the routine? Yes. The same, okay. Good start, Marius.
Dani și-a luat vată pe băț. Ia uite-l. E bună vata pe băț? E pe băț. Da, un euro face cât 10. Și Mateo aici desenează ceva. Salut Mateo, ce desenezi? Salut Marius, desenez ceva. Ceva. Ah. Da, o să dureze. Ce? Zici că e șoareci, uite. E acolo cu a.